HCZ Alău a terminat la egalitate, scor 22-22, în meciul susținut duminică pe terenul echipei Măgura Cisnădie, iar managerul Gheorghe Tadic a afirmat că echipa sa a avut parte de un comportament huliganic din partea gazdelor, printre cei vizați fiind chiar și primarul Cisnădiei, Gheorghe Huja, cel care nu se află la prima acțiune de acest gen. Handball Club Zalău a terminat la egalitate, scor 22-22, meciul susținut duminică după amiaza pe terenul formației Măgura Cisnădie, după ce gazdele au condus la pauză cu 13-12. Zalăul a revenit în final de la 19-22, dar după fluierul final au avut loc momente care nu au nicio legătură cu sportul și cu fair play-ul. Primarul localității Cisnădie, Gheorghe Huja, a intrat pe teren și s-a îndreptat direct spre masa oficialilor, unde erau atât cei doi arbitri, Pintea și Sas, cât și observatorul Ion Șerbu. Edilul șef a fost oprit cu greu de jucătoarele echipei gazdă, după ce, în drumul spre masa oficialilor, acesta ar fi bruscat chiar și câteva dintre jucătoarele Zalăului. Nici în visele mele cele mai negre nu credeam că vom avea parte la Cisnădie de un meci atât de urât, iar când spun acest lucru, mă refer la comportamentul gazdelor în frunte cu primarul Cisnădiei. Acest personaj a intrat pe teren la finalul jocului, bruscându-le chiar și pe fetele noastre. Efectiv, a fost un comportament huliganic. Cei de la Cisnădie au anunțat cu câteva zile înainte aceste partide că așteaptă cu interes maxim acest meci, chiar dacă pentru ei nu mai era nicio miză. Probabil miza a fost să ajute echipa din Craiova. Tocmai de aceea mă bucur foarte mult că am reușit să obținem un rezultat de egalitate după ce am fost conduși cu 3 goluri în final, a declarat Gheorghe Tadic. Primarul Cisnădie a acuzat la finalul partidei maniera de arbitraj, cu toate că antrenorul Gheorghe Tadi susține că ceea ce acuză el nu are nicio legătură cu regulamentul jocului de handbal, pe care de fapt edilul nici nu-l cunoaște prea bine.